cum arată tortul ăsta minunat. Mamă, ce gust are, mamă! Cel mai bun tort de morcov ce l-am mâncat vreodată. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine, în bucătărie. Mai culiță ce bun. Sunt convins că deja ai aflat. Da, Constantin nu s-a putut abține și a băgat cadrele la început. De te-ai prins de grabă și gătesc eu. Da, de asta, tort de asta. Nu n-o mai pomeni Parisul. Și da, dragii mei pofticioși, vreau să-l fac și el mai bun. Atât de bun, atât de gustos încât nu o să-mi scriez. Și cum altfel decât cu o glazură mai specială, cu cremă de brânză, cu unt. E, las că-i zviestul! Dacă ți-am strânit interesul ăsta, e ghini. N-ai decât să mă urmărești, să vezi pas cu pas, etapă cu etapă, cum se pregătește bunătatea asta de tort de morcov. Așa că ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos, în descriere, cu lux de amănunte să știi și tu ce ai de făcut, să-ți iasă cel mai bun, cel mai șmecher tort pe care l-ai mâncat vreodată. Un tort de rădăcinoase. Hai să-l pregătesc. Și prima și prima dată am să încep să bat ouăle. Mai exact 4 la număr, de alea din bătătură, din fundul grădinii, cum s-ar zice. Uite așa, le sparg aici frumos, ouă proaspete, eco. Apoi am să pun puțină sare, un vârf de cuțit, ia ca așa, sub un gram, cât poate să aibă un vârf de cuțit. Și dau tare cu mixare. Nu-i dau tare cu mixare, că sarea mă ajută. Mă ajută să rup mai ușor proteinele conținute în ou. Dar după ce l-ai făcut așa, după ce ai spart gălbenușul și ai amestecat așa puțin albușul să se omogenizeze totul, e bine, vii și pui peste ăsta, zahărul. Sunt prea multe ingrediente și e greu cu căutatul. Și am aici 250 de grame de zahăr granulat de ăsta. Normal, zahăr normal, care îl pui la dulceață. Îl pui în ploaie. Obligatoriu să pui zahăr normal atunci când bați ouăle, dintr-un simplu motiv. Te ajută cu înglobatul aerului și ți iese toată șmecheria asta mai pufoasă. Hai, să torc și eu în ploaie și să dau cu mixare din nou. Câteva momente mai încolo. După 2 minute, arată așa, mai aerată. Și sunt mulțumit. Acum ce să pun? Ei bine, jumătate de kil de morcov dat pe răzătoarea mică. Eu îl dau pe răzătoarea mică. Dacă vrei, dă-l pe răzătoarea mare. Nu-ți recomand. Dacă nu, taie-l la cuțit. Dacă vrei, dă-l prin mixer, blender, prin ce vrei tu. Spălat, curățat, cu tot ce trebuie, da? Și ei și-l încorporez așa cât de cât. Cred că de momentul ăsta renunț la mixer. Îl folosesc mai acuș puțin. Da, uite așa. Mai bine cu paleta. Încă e aerat totul. Acum, am să pun făină. Câtă făină? 300 de grame de făină. Ia că asta. Ce mai pun? Ei bine, o linguriță de ghimbir pudră. Pudră de ghimbir. Dacă vrei, dacă îți place. Știți că la turtă dulce face minuni și la tortul acesta face minuni. Nu e un capăt de țară, nu costă mult, îl găsești de cumpărat pe toate drumurile, ca să nu spun la toate supermarketurile. Îl pui aici. Mai am și puțină scorțișoară, o linguriță rasă de scorțișoară, chiar dacă îți place să nu exagerezi cu ea. Poate irita stomacul și e toxic în cantități mari. Însă o linguriță rasă, la rețeta asta, eu zic că e suficientă. Îi dă ceea ce trebuie. O pun aici. Apoi, o linguriță rasă de sare. Mai am aici un pliculeț de praf de copt. Și da, fără să te amuzi prea tare, să știi că am și o linguriță rasă de baking soda. Sau bicarbonat de sodiu. Deci îl pun și pe ăsta? Pentru că am nevoie de zvâc, vreau să se mențină umezeala. Iar bicarbonatul de sodiu, știți voi ce face la carnea de mici, da? Menține umezeala în interior. Pusă la rețetă, păstrează umezeala în interior și rămâne tortul cum trebuie. Umed, așa, gustos, exact cum ne place nouă. Și ce rămâne de făcut decât? Ia ca așa. Și ieși încorporez totul. Uite așa. Ia ca așa, uite așa. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Încorporez. 2 minute mai târziu. Dacă ai uitat la fel ca mine că trebuie să preîncălzești cuptorul, e bine, te duci acum și preîncălzești cuptorul. La 180 de grade, căldură de jos și de sus. Și urmează să bagi totul pe rândul din mijloc, da? Până acolo mai avem un pic, că să încălzești cuptorul. Acum fii atent și trebuie să-i fac. Am o felul de vanilie care era să o uiți și pe asta. Așa că îi dau drumul aici. Ia ca așa. Aici dacă te întrebai și am, ei bine, am o linguriță de făină și vreo 70 de grame, dacă nu chiar 80, de stafidi. Iau și pun făina peste. Acum, agit-o un pic, da? Și am îmbrăcat toate stafidele astea în făină. Dacă te întreb de ce fac așa, ei bine, dintr-un simplu motiv. Și motivul e următorul. Nu permite stafidelor să coboare către partea de jos a blatului și vor rămâne cumva așa în suspensie în acest aluat, în acest viitor
tort de morcov. Așa că am să pun și stafidele, ia așa, pe rând. Nu trebuie să pui toată făina, ci dau așa doar două treceri să le încorporez. Și nimic mai mult. Acum dau puțin deoparte și, dragii mei puticioși, pentru că v-am spus că fac un tort mai special de morcov, ei bine, ia câtă mica mea șmecherie la acest tort. Încă 3 ouă, încă puțină sare, la asta nu te așteptai, așa-i, și dau cu învârteală. Practic, primul proces îl repet, doar că de data asta cu mai puține cantități. Așa că peste ouă am să pun 100 de grame de zahăr. Îl pun așa în ploaie și învârt. Câteva momente mai încolo. Și când vezi că începe să arate ca o maioneză și faci, ei bine, o faci maioneză. Adică aici 300 ml de ulei și dai drumul din nou la malaxare ca să încorporez tot uleiul. Uite așa, firișel. După o eternitate. Perfect. Acum iei din aluat și îl încorporez. Ușor, ușor. Uite, pui așa o dată și ieși de jos în sus, încorporez tot. Pui și restul și la fel îi faci. Acum cu stafidele trebuia să pun și eu mai la final, da? Și să-i faci. Mi-o asum pe asta. N-am încotro. Sper să mai rămân în suspensie. O vedem noi la final. Ia uite și ghinerat. Uite tot și ghinerat. Acum când vine vorba de tavă, am o tavă și un inel. Inelul are de metru de vreo 25 cm și înalt de vreo 10. Și aici am o folie pe care am mototolit-o și am băgat-o sub jet de apă și iată. Ia mai ușor forma vasului. O așez și eu așa puțin și dau drumul la compoziție în vas, în inel, cum s-ar zice. Ia ca așa, cu grijă. Așa că, dragilor, după ce ați pus aluatul în tavă, ei bine, mergeți cu el la cuptor și dați cuptorul la 180 de grade, căldură de jos și de sus, pe rândul de mijloc și o să-l lăsăm undeva la 45-50 de minute, poate chiar o oră. Îl încercăm așa cu bețigașul să iasă curat. Știți trucul. Hai, am plecat și ne auzim cu el de grabă. Ca să vedeți și voi ce a ieșit. Și iată, dragilor, e gata. E gata blatul. E gata viitorul tort de morcov. Uite-l ce bine arată. Nu rămâne altceva de făcut decât să îl scot din tavă și am să dau rapid așa, să scot inelul, desfac și tava. Ia să-l vedem pe margini cum arată. Exact cum am spus, s-a păstrat destul de umed. Ia privește tu ce bine arată. Și apropo, dacă ai să te întrebi cât a stat la cuptor, ei bine, n-am să te mint. L-am lăsat undeva la o oră și jumătate. Da, prima jumătate de oră l-am lăsat la 180 de grade, după care am văzut așa câte semne de rumenire, ei bine, am spus ia să reduc eu temperatura și să-l protejez, să se facă cum trebuie. Și l-am mai lăsat încă o oră la 160 de grade. Deci dacă vrei să-ți iasă așa, să ai puțină răbdărică și o să-ți iasă așa. Așa că, dragilor, ce rămâne de făcut decât să-l tai. Și cum îl tai, exact acum îl tai. Cât e fierbinte, că n-am răbdare, vreau să recurez mai repede, să fac repede desertul ăsta, că îmi bat ăștia micii mei la ușă și nu prea mai vreau asta. Așa că cu un cuțit serat am să-l tai și eu în 3. Da, cred că prima oară am să iau vârful, că asta o să fie așa un deliciu pentru noi. Și ia uite tu ce umed s-a păstrat. E senzațional. Acum am să-l tai în 2. Ce moale e, ce pufos e, ce mișto e. Nu ne grăbim. Una e gata. Cred că o să-l tai în 3. 2 minute mai târziu. Și acum ce rămâne de făcut decât să iau foaie cu foaie și să las să se răcorească. Uite așa. Am avut noroc și cu stafidele, au rămas în suspensie, se pot vedea pe aici punctișoarele negre. Acum ce rămâne de făcut decât să las să se răcorească complet. După care să ne ocupăm de cremă. Zic eu că în jumătate de oră reușesc să-l scot rece. Să fie ce trebuie, că abia așteaptă cei mici de iama. Cât blatul se răcorește, eu propun să înaintăm cu rețeta. Și, dragii mei pofticioși, am aici 200 de grame de unt. 82% grăsime. Îl pun frumos într-un bol mai încăpător, untul e la temperatura camerei, iar când vine vorba de zahăr la tortul acesta minunat, ei bine, am aici 150 de grame de zahăr pudră, pentru că se dizolvă mai ușor. În unt, nici măcar în lapte, nici măcar în apă. Și acum tot ce voi face, voi amesteca toată compoziția aceasta până când rezultă, hai să vezi imediat ce rezultă. Hai, uite așa ușor mai întâi, ca să nu fac un nor mare de zahăr pe aici și ușor. Și bateți untul până când se dizolvă zahărul și obțineți o cremă așa mai unctuoasă. O să vedeți imediat cum trebuie să arate acest unt
cu zahăr în el. Ți aerează și capătă cremozitate. Nu că untul n-ar fi cremos, Doamne ferește, e untul. Câteva momente mai încolo. Și când arată așa, e bine, treci la pasul următor. Și pasul următor e nimeni altul decât crema de brânză. Am aici cremă de brânză 600 de grame. De care îmi place mie, de aia pun. De care îți place ție, de aia pui. 600 de grame. Cumva două cutii. Iar peste am să mai pun o fiolă de vanilie. Esență de vanilie. O pun pe asta acum, aici. Să completez cu aroma de la blat. Blatul acela știi foarte bine că are o grămadă de arome. Și continuăm să amestecăm până când obținem crema potrivită pentru ce ne trebuie nouă. E șmecherie, nu alta. După câteva clipe mai încolo. Dragii mei, gata și crema, ia cătă-o. Asta e, ce rămâne de făcut decât să aduc blatul și să unesc totul. Să iasă așa cum ne dorim, ceea ce trebuie. Dragii mei, ia cătă totul pregătit. Am aici crema, după cum se vede am împărțit-o în patru, că na, e nevoie să știu așa o mică socoteală. Și am aici cele patru felii de tort. Am să încep prin a construi tortul. Și ia cătă, ia uite tu aici la stafide ce frumos s-au hidratat, ce bine arată. Iau frumos din cremă și să pun așa, să nivelez. Dăm așa să ajungă peste tot și punem următorul blat. Ia uite ce bine arată. Îl pun frumos aici și din nou cremă. Ce mult te ajută că împarți crema. Și iarăși l-am întins. Uite așa, până când punem toate feliile. Uite, partea de deasupra și partea mai plat. O așez frumos aici și ultima parte de cremă, acum o pun. Și dă-i. Și după cum vezi, nu mă consum prea tare să-l fac într-un fel anume. E mai rustic așa tortul acesta. Acum, dragii mei, puțin decor. Și după cum vezi, păstrăm așa nuanța, căci am aici niște alune de pădure mărunțite. Da, se găsesc de cumpărat la magazinul cu lână mare. Cel puțin eu de acolo le-am luat. Și am să pun așa pe margine. Și cum, bineînțeles, morcov ras pe deasupra nu pot să-i pun, ei bine, am aici, sper, salvarea secolului. Am niște dulceață de coajă de portocală. Nu știu dacă am făcut rețeta. Dacă n-am făcut-o, o să o fac cândva. Deocamdată o folosesc, căci o am în cămară. Așa că câteva fericele deasupra, imediat o pregătesc și le pun. Și hai să așezăm așa câteva fericele. Dragii mei pofticioși, tortul meu de morcov e gata. Dacă dorești, îl lași vreo 2-3 ceasuri. Dacă nu dorești, nu-l lași deloc. Cum nici eu nu vreau să-l las, pentru că v-am spus că mi-e poftă, nu de alta, nu singurul, și Constantin, și nu de alta, nu-i nici el singur, și draga mea soție, și nu de alta, dar și ăia mici. Unde mai pui că mai avea și musafiri. Hai să-l tai să vedem cum a ieșit, că, sincer zic, nu mai pot poftă. Eu, personal, nu mai pot poftă. Așa că, să-i dăm drum. Uite, așa de la jumate, pătrundem până la bază. Și hai să scot afară. Pac. Și uite aici ce bine arată. Nemaipomenit. Și iau și-l pun pe farfurie. Ia așa. Și dragii mei pofticioși, priviți și voi interiorul. E senzațional. Da? Acum ce rămâne de făcut decât să-l gust și să vă spun și vouă cum a ieșit. Minunatul tort de morcov. Așa că asta am să fac. Dragii mei pofticioși, priviți și voi aici, am făcut tort de morcov. Un tort de morcov cu cremă de brânză și unt. O nebunie, nu alta. Așa că ce rămâne de făcut decât să degust alături de voi, să vă spun cum a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Că sincer să spun, privește un pic și tu cum arată tortul ăsta minunat. Straturile alea suculente, umede, pentru că da, am pus acel secret și dacă n-ai urmărit rețeta pas cu pas, e bine, tu pierzi, nu eu. Că eu am făcut tortul și eu îl mănânc. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să-l faci tu, să mănânci și tu. Că altfel o să-ți cam fii poft. Și hai să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Și dau așa aici. Wow, cu stafide, cu tot ce trebuie. Mamă, mamă, hai. Mamă cum e. Și cum se simt stafidele. Wow, 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 wow. Adevărul că aș putea spune cireașa de pe tort la acest tort sunt stafidele. S-au hidratat atât de fain, atât de bine, încât nici mie nu mi-a venit să cred. Pentru că da, acel secret. Hai să mă iau că tare e bun. Cremă din abundență. Mamă, ce gust tare! Mamă!
E senzațional, nu altă. Îmi place de numai tortul ce a ieșit și da, cu siguranță cei mici ai mei se vor delecta pe cinste. Da, dragii mei, ce pot să mai zic decât un deliciu absolut, cel mai bun tort de morcov ce l-am mâncat vreodată. Da, le egalează cam pe toate alea care le-am mâncat. Așa că încearcă rețeta, garantat o să-ți iasă ceea ce trebuie. Și respectă pașii, pas cu pas, o să fie nebunie, nu alta. Farfurii curate și liniște în casă. Asta e. Dragii mei poftijoși, acestea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că vă abonați la canalul meu de YouTube, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și pe Instagram și mai nou că mă vizitați și pe site-ul meu www.chefpaulconstantin.ro. Iar pentru toate astea, din nou, vă mulțumesc. Așa că, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi frământ de amintirii mereu poftijoși cu gândul la bunătatea asta de tort, eu ți recomand să-l faci, așa că te-am pupat, te-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune. Hai să mă iau. Hai, Constantine, și tu că ești mecherie aici. Mamă.